Imens, de o inteligență extraordinară. De o inteligență... El avea... Intră în altă categorie. Prelucra inteligent rolul. Aducea toate personajele la el. Dar el era complex. Lumea venea să-l vadă pe el în rol. Mi-a spus cineva că îl imitați foarte bine pe Berigan. Da. Puteți să încercați? Da, bă, nu-i vorba de asta. Dar eu când am aduc aminte, n-am altceva decât să-l imit. Știu că îi povesteam. El m-a băgat în Teatrul Național. El m-a băgat... eram... Îmi termineasă în stagiu, m-a văzut jucând... A spus la Botoșan, da, undeva, nu? Da, da, da. Și, cum să spun, am mai povestit asta, dar este de-a dreptul copioasă. Domnul Mihai Mălai Mare, care a fost la Teatrul Național, a venit la Botoșani să pună o piesă. Eu eram acolo, eram în anul 3 de stagiu. Care și... e la Teatrul Masca, acum, la Teatrul directorul Masca. Teatrul, da, Masca. Da, 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 da. Și un om cu care face o treabă extraordinară, apropo, și de pantomimă și de mișcare și asta. Și a făcut o piesă de teatru în care eu jucam rolul principal. Și el, pe semnă ca să arate ce a făcut în Botoșani, s-a adus-o la Teatrul Național. Și la Teatrul Național, în sală, l-a chemat pe meșterul Berigan, care era directorul Teatrului Național, membru supleant al Comitetului Central, era președintele Institutului Mondial de Teatru. Domnul Ovidiu, și după piesă, a venit, mi-a pus mâna pe umăr și a zis: ești genial! Am să te angajez aici la mine, ai terminat stagiul, am terminat maestru. Nu, ești nemaipomenit, eu n-am văzut așa ceva în teatru, mișcare, aplomb. Și am ieșit atât de mândru din Teatrul Național, știu că ningea când am ieșit afară, în seara au chemat și pe mama și pe tata. Și eram atât de fericit că m-a angajat meșterul Berigan, era istorie, el avea jumătate din istoria teatrului românesc, era Berigan. Și a venit mama cu tata, venea așa pe prin zăpadă, puș 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 puș, tata mai încet că era în vârstă și tata, mama tot îl certa. Tata, 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 tata. Și mamă, zic, ți-a plăcut? Zic, a fost succes mare. Mamă, mie mi-a plăcut, dar nu mai vin cu nenorocitul ăsta la teatru niciodată. Nenorocitul era tata. Zic, dar de ce, mamă? Mai dormea lumea în sală, dar aici sforea în ultimul hal. Și atunci, pe urmă i-a zis meșterului Berigan, povesteam de ce spectacole vreau să fac. Zic, maestre, zic, aici trebuie să schimbăm conceptul de teatru, trebuie să intre și mă asculta și... Ești fantastic de deștept, dar ce dracu cauți tu între proști ești aici la Național? Păi zic, dumneavoastră m-ați angajat. Iartă-mă, m-am uitat. Da, era cu un umor fantastic. Adică mai trecem și la sport, dar vă mai întreb ceva că de Dem Rădulescu. E adevărat că era foarte zgârcit sau e folclor? Dom'le, el avea chestia asta, o avea, dar o făcea într-un fel... atât de pitoresc, de zis, bă, era ziua lui și mi-a zis: dragă Puri, tu ești șeful clasic, câți sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Da, cumpără 7 pateuri. Și am cumpărat 7 pateuri și Maia, am fost colegi cu Maia Morgenstern. Și Maia, erau cam tari pateuri. Nu se sfia să mănânce, zis, mănâncă-l că iau și pentru maică-ta, stai liniștit. Îi duce acasă. Părmă, venea, a primit o invitație de la ambasada Marocului. Da, hopa. Un loc, iar sare mama gardul. Cu un loc, doamne, era teribil.